Centrul municipiului Buzău va fi refăcut în următorii doi ani conform unui proiect de regenerare urbană inițiat de municipalitate. Este vorba despre o investiție care vizează reabilitarea completă a pieței Dacia, dar și a străzilor adiacente. Primarul Constantin Toma anunță că deja a fost semnat contractul de finanțare cu bani europeni a proiectului privind modernizarea centrului municipiului Buzău. Va fi un centru de oraș mare și mă bucur că se va întâmpla așa. Deci s-a semnat de atunci de când am intrat în campania electorală și plus astea două săptămâni s-a semnat și acest proiect, 6 milioane de euro. Uh -huh. Cătu de sarcini îl avem practic gata. Probabil săptămâna viitoare, cel târziu, îl vom lansa în licitație publică. După finalizarea lucrărilor, piața Dacia va arăta cu totul diferit. Pavajul va fi schimbat în totalitate, iar în locul marmurei va fi pus un granit mat ce va păstra motivele tradiționale românești. În piață vor fi montate bănci cu arhitectură modernă, iar fântânile arteziene vor fi adaptate noului stil. De asemenea, zona de spații verzi va fi extinsă și vor apărea și spații noi destinate turiștilor. O altă schimbare vizează strada alea Trandafirilor care va fi închisă traficului rutier și va fi transformată în alee pietonală. În acest sens în zonă vor fi montați stâlpi retractabili pentru ca accesul auto să poată fi permis doar în cazuri speciale. Eu am prezentat în campanie electorală și un filmuleț o animație uh -huh, de asta uh -huh. 3D Va fi mai frumos decât acolo, va fi un centru de oraș mare și mă bucur că se va întâmpla așa. Potrivit proiectului, centrul municipiului Buzău va fi reconfigurat în doar 18 luni, finanțarea alocată fiind de 6 milioane de euro. Lucrările ar urma să fie realizate în mare parte cu bani europeni.